Salutare și bine v-am regăsit la o nouă prezentare de data aceasta. Și bună dimineața, în primul rând, eu abia ce m-am trezit îmi beau cafeluța. Și tocmai ce am dat peste o hartă aici care mi s-a părut foarte interesant, am văzut-o aseară și am zis că vreau să vă prezint și vouă. N-am intrat pe hartă, doar am văzut poza la minimap și mi s-a părut genială harta. Harta are un nume destul de... are un nume destul de ciudățel. Așa că nu o să-i pronunț numele pentru că nu știu cum se pronunță exact, nu știu în ce limbă e, dar harta arată nemaipomenit și vreau să intrăm pe ea, să-i dăm și noi o tură, să vedem cu ce ne poate surprinde, pentru că vă zic, arată genial. Și nu uitați, dacă vă plac episoadele de genul și vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un subscribe, să dați un share, vă așteptăm și pe Discord, am văzut că ați venit în număr foarte, foarte mare și pe YouTube la fel. Țin să vă mulțumesc și hai să-i dăm bătaie să vedem cu ce ne poate surprinde hărțuleana asta. Îi dăm frumos aici un start, confirmăm frumos, stați să-mi dau puțin volumul mai încetul, că nu mi-am pus căștile, ca să nu se interpună sunetele aici. Bun, la prima vedere văd că ne dă aici într-un sat orășel, probabil asta e casa noastră, da, aici s-ar putea să putem dormi, exact aici avem noi casa. Avem și o mașină aici frumos lângă noi, mașina pe care o cunoaște toată lumea. Vreau să văd minimap-ul. Uitați cât de frumos arată minimap-ul. Chiar îmi place, când l-am văzut, sincer să fiu, am rămas surprins. Este făcut chiar foarte, foarte bine și foarte frumos. E perfect, practic. E ceea ce vrei să vezi la orice hartă, un minimap din ăsta, pentru că arată nemaipomenit. Și văd aici baza, probabil asta e baza noastră aici, casa. Și noi cred că ne aflăm în momentul de față aici undeva. Ok. Vreau să mergem să ne plimbăm puțin pe hartă. Hai să luăm mașinuța asta, Lizardo, și să-i dăm o tură pe aici pe hartă, să vedem cum stăm cu PPS-urile, cum stăm cu lagul pe ea, cum stăm cu toate drăciile. Avem 100 și ceva de FPS-uri, 120. Eu mă joc pe 4K full și filmez în 2K full. Așa că văd că deocamdată se mișcă foarte, foarte bine, nu avem nicio decădere de FPS-uri, merge destul de ok. Plus că avem și o grămadă de copaci, avem multe terenuri, avem și puncte de vânzare o grămadă și, sincer să fiu, v-am spus, eu frumos, să-ți uitați ce peisaje frumoase avem când te plimbi de aici. Ia uitați-vă cât de frumos e. Uitați cât de frumos se vede dacă muncești aici sus terenul ăsta și te uiți aici în jos și vezi râul ăsta și toate astea. E nemaipomenit. V-am spus că am rămas foarte surprins, plăcut, când am văzut minimap-ul. Hai să trecem repede aici să vedem ce zonă avem aici. Mie îmi sună harta, nu știu dacă e din PS19, nu mai țin minte, dar îmi sună harta foarte, foarte mult, că am mai văzut-o undeva. Uite, aici avem un colecționabil și deja ne-a dat 1000 pe el. Bun, deci avem și mai avem încă unul acolo. Mai sunt pe aici colecționabile, probabil mai sunt puse pe aici colecționabile. Dacă vreți să le colecționați, știți unde să veniți să le luați, să le găsiți. Aici frumos e o zonă din asta de camping, dar arată nemaipomenit, jur. Foarte frumos să muncești de aici sau de acolo de sus și să vezi toată zona asta. Arată genial, sincer să fiu. Terenurile la fel îmi plac pentru că nu sunt pătrate și chiar dacă nu poți să mergi pe toate cu lucrător automat, faci mai multă muncă tu manual aici, dar chiar se merită, zic eu că merită, sincer. Foarte, foarte ca lumea decorată, îmi place. Nu mă așteptam să nu-mi placă, după cum am văzut cum arăta minimap-ul, am știut că harta este foarte muncită și... Să lăsați în comentarii dacă e harta din PS19, dacă ați jucat-o și în PS19 sau dacă știți că era și în PS19, pentru că mie îmi sună harta foarte tare, dar nu știu exact dacă este sau nu... din PS19 convertită. Bun, hai să-i dăm o viteză acolo în față. Am văzut niște case, am văzut ceva. O să mă plimb și după aia o să ne plimbăm și pe la punctulețele de vânzare. Vreau să-mi dau un teleport de la unul la altul, să le vedem cum arată, dacă sunt originale, dacă sunt personalizate. Aici văd că avem shop-ul de mașini. Mamă, destul de mare parcare aici la shop. Deci aici poți să-ți spamezi utilaje câte vrei tu să-ți cumperi, că aici cu siguranță o să-ți încapă, n-o să-ți lipsească spațiu. Aici le reparăm probabil. Îmi place asta, uite, avem de la Motorex, steaguri. Pardon, aici câteva mici decorații din astea cu mașinării, cu ulei, cu nebunii, cutii, cu scule, foarte frumos. Aici avem încă un placeabil,
Parcare aici frumos, simplu și frumos. Ăsta e un shop de... La ce trebuie atâtea nebunii să bagi pe aici? Ar fi mers sincer niște tractoare aici, dacă eram eu aș fi pus niște tractoare aici frumos. În deco... Așa gen de decorație, s-ar fi văzut mult mai a magazin de utilaje sau de mașini, dar e frumos, simplu, mare și frumos. Îmi place, îmi place. Aici chiar e foarte, foarte ca lumea. Am văzut ceva acolo în față. Stați să mă orientez puțin ca să știu cum, unde să fug și să-mi dau teleport. Aici probabil am văzut eu, la vânzătorul de animale. Bun, hai să intrăm de la poartă. O să le vizităm pe toate pe rând și o să le, și o să le vedem. Aici din nou, venim frumos. Intrăm aici frumos. Avem câteva decorații frumoase. Aici probabil putem să cumpărăm lime sau îngrășământ, dacă nu mă înșel. Dar cred că e lime. Stațion de se. Cred că e lime sau e îngrășământ, fertilizator, ceva. Habar nu am. Nu pune lime. De aici cumpărăm animalele. Probabil funcționează. Da, funcționează. Am și, eu am modurile cu viței și cu vacile și cu astea le-am instalate, așa că nu credeți că vine harta cu viței, nu. Am eu un mod instalat și de asta nu mi arată opțiunea cu viței, cu capre și cu toate astea. Frumos, aici câteva decorații, eu aș fi făcut în mai măricel ca să pot să-mi torce aici mai ușor, gen când vii cu o remorcă mare și așa, dar e frumos. Eu mai mereu optez pe punctele de vânzare de animale să mai aibă câte un animăluț pe acolo, câte ceva, că aduce mult mai a... Aduce mult mai mult la punct de vânzare de animale, dar e frumos, e pus la punct, merge. Și am observat din nou că avem o grămadă de semnale. Avem peste tot semnale din astea de veteză, de curbe, de foarte frumos și asfaltul genial. Drumul arată nemaipomenit, e bestial, îmi place, îmi place sincer. Acolo în fața am mai văzut ceva. Îmi era dor sincer să fac o prezentare și să mai bat atâta din gură. Acolo în față avem o... Mai avem ceva, habar nu am ce e, dar o să vedem. Plus că eu am un nou foliaj, mi-am luat un foliaj nou. Am făcut un foliaj nou și după cum vedeți, uitați câtă floarea soarelui văd eu. Voi probabil vedeți nici jumătate din... Gen, dacă nu v-ați schimbat foliajul în joc, vedeți jumătate din flori. Eu văd 100% full și porumbul și toate astea le-am adăugat mai multe spice sau mai multe plante, cum ar veni, ca să se vadă mult mai mult. Aici ce avem? Probabil se deschide asta. Da, funcționează bine, 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 funcționează frumos. Mă gândesc că aici avem găini acolo în spate și nu știu dacă cumpărăm zona, probabil o să ne dea nouă. Probabil o să ne dea nouă găinile. Uite, suntem aici, dacă dăm un X și vrem să cumpărăm zona, ne costă 63.000. Hai să o cumpărăm de curiozitate. Bam. Da, ne-a apărut punctul de spam aici frumos de paleți. Și dacă venim aici, a, deja avem, ne dă și 61 de găini din 1360. Deci, dacă vreți să faceți aici industrie de ouă, să faceți ouă în cantități industriale, aveți punctulețul ăsta aici, nemaipomenit, nemaipomenit. Foarte frumos, așa că poți să-ți... Practic, nu o să te mai ocupi tu prin fermă cu găini. Ți le-ai adus frumos aici, știi că aici ai găinile, vii și le aduci mâncare și nu mai îți bați capul cu absolut nimic. Mamă, cât de frumoase și detaliile astea aici. Bă, jur, mă încântă harta, abia aștept să mă joc pe ea, pentru că e nemaipomenită. Are și trafic, avem și... Nu știu dacă avem pietoni, dar... Aoleu, ce mi-a dat stat cu mașina, dar trafic avem și funcționează, pentru că funcționează foarte bine. Din nou aici o bălțuleană cu apă, frumos. Aici poți să vii să iei apă pentru găini. Nu știu dacă au nevoie de apă, sincer, dar dacă ar avea nevoie de apă, ai avea de unde să vii să iei apă de aici, pentru că avem o grămadă de râuri și o grămadă de bălți din astea pe hartă cu apă. Și o să putem lua apă de acolo. Bun, aici mi-am lăsat eu mașina înainte. Aici ce mai avem? Aici avem fabricuța de lemne, de unde venim noi frumos să ne facem scândură, să vindem lemnele. Ok, deci asta e originală din... E cea originală din joc. Nu, s-au mai pus câteva garaje aici frumoase cu scândură, pe decorații. Simplu, mare și frumos, sincer să fiu. Până la urmă nu-ți trebuie o grămadă de chestii ca să arate harta bine. Dacă știi să poziționezi 4-5 lucruri foarte bine și să le îmbini, ea arată nemaipomenit. Plus de alta nu o încarci foarte tare. Avem 100 și ceva de FPS-uri aici, 200 chiar, 198 și asta v-am spus, jucând eu pe full 4K și filmând în full 2K. Așa că nu prea are harta probleme de FPS-uri.
Sper să nu vă dea vouă probleme, mie merge blană, sincer. Aici din nou avem câteva decorații, frumos, un mini garaj cu scândură, un atelier de lucru aici frumos. Genial, genial. Astea sunt hărțile care îmi plac mie. Nu foarte încărcate, foarte bine puse la punct. Bun, ce deținem noi ca la început de fermier nou? Bun, deținem terenul 20, 17, 5 și 72 unde e baza. Asta 75 l-am cumpărat eu ca să vedem dacă funcționează găinile. Bun, aș vrea să-mi dau un teleport direct aici în bază. Văd că avem și un graj de vaci aici în bază noi. Și e destul de... e destul de mare. Ok, aici avem intrarea. Vreau să intru așa frumos cum se... cum se intră într-o fermă, într-o bază. Așa. Bun, asta la altă poartă nu vrea să deschidă. Bă! Ba da, se deschide, gata. S-a deschis casa. Poarta asta aici, nu știu eu, zău, când vii să faci curba, trebuie să ai foarte mare grijă, că dacă vii cu un utilaj mai larg, sigur agățini, sigur agăținea. Da, să trecem cu vederea peste. Avem dita mai baza. Toată foarte frumos îngrădită cu gard. Îmi place eu și eu la fel am îngrădit mereu toate zonele, toate bazele, toate așa. Cui nu-i place să intre în Giants Editor să șteargă gardul. Dar mie îmi place la nebunie să înconjur și eu așa tot, să îngrădesc toată baza frumos. Avem un silos mare. Prea exagerat, sincer, să fiu aici. Să umpli silosul ăsta cu iarbă, cred că trebuie câteva sute de tone foarte bune de material, sincer să fiu. Și avem vaci. Aici avem un graj foarte mare de vaci. Aici nu știu exact ce putem să descă. E un almasen. Gen, e un garaj sau un depozit pentru baloți și pentru paleți. Foarte ca lume, vii frumos, îi descarci aici, bam, și de acolo ți-i încarcă dacă vrei. Genial, super treaba asta, să ai dai chestiile astea în bază, chiar sunt top. Gen, nu mai trebuie să mai cumperi tu absolut nimic. Ai venit frumos, ai depozitat tot ce trebuie acolo. Dita mai garajul și aici ca să ne depozităm utilajele. Aici din nou avem un garaj mare. E cam întunecat ăsta, dar așa. Oare avem lumină? Ar fi fost frumos dacă avea lumină, dar nu cred că are lumină în el. Becuri nu are, probabil. Și geamurile sunt astupate. De asta nu e așa de multă lumină. Aici avem câteva utilaje, avem o semănătoare. De fapt, două semănători avem, nu una. Avem și un mower de față, de cositoare. Avem o remorcă de strâns iarbă, un plug, un cultivator. Ok, utilajele astea știți cum e, cum am spus eu mereu, fiecare dă ce vrea și fiecare pune ce utilaje vrea de început. Până la urmă, poți să le vinzi și să-ți iei tu altceva pe gustul tău dacă nu-ți plac utilajele astea. Aș vrea să știu și eu de ce nu se deschide garajul ăsta. Are oare vreo animație, ceva care... No, nu spune că nu merge, că nu se deschide, gen. Nu pot să cred că nu se deschide. Nu, am dat să văd dacă are vreun sunet, dacă are vreo animație, ceva ca să... ba da, s-a deschis. S-a deschis. Atunci de ce de aici? De aici dispare poarta. Ok, stați să-mi dau un teleport să văd dacă merge dinăuntru. Dinăuntru merge. Am înțeles. Deci nu merge din... nu merge din afară, nu știu de ce. Uite, acum de aici se închide. Hai să vedem dacă îl putem deschide. Merge. M-am speriat eu, am crezut că nu mergea. Bun, aici avem un clas, un de la Arion, un 650. Un încărcător frontal, greutatea astea cu roți pe față, să întorci la capăt frumos, la brazdă. Avem un Fendt, un 718 Vario. Îmi plac ambele tractoare, sunt top. Ca să încep aici în ferma, astea sunt top, sunt destul de mărișoare. Avem și combina de la... mereu îi uit numele. Rostelmash Nova 330. Cam mititică. Combina asta aș fi pus una de la New Holland, cea galbenă, pentru că e puțin mai mare și are header-ul puțin mai mare, dar merge. Aici avem bunker frumos să ne descărcăm cerealele și aici avem toată nebunia asta de graj de vaci. Văd câteva vaci aici. S-ar putea ca ferma să vină cu câteva vaci, să deținem câteva vaci, practic. Nu mă las să cumpăr. Aici, ba da.
Deținem 20 de vaci dintr-o 140. Ok, nu e rău, doar că la 140 de vaci o să ai o grămadă de muncă. Pentru început o să trebuiască, dacă vrei să te dedici cu vacile, o să ai mult de muncă și o să trebuiască să-ți pui niște terenuri cu iarbă neapărat ca să-ți faci siloz, să-ți faci fân, să-ți faci iarbă și să poți să le dai mâncare, să le poți face rație mixtă. Nu prea sunt eu adept al vacilor așa de la început din prima, sincer, mie îmi place să le iau mai la mijloc, mai la final, mai așa, când am o situație economică bună și când am câteva utilaje și pot să-mi fac treaba, pot să le dau mâncare. Nu mi-arată, mă uitam să văd de ce nu mi-arată câtă mâncare au ele, dar aș putea să mă uit aici probabil. Dacă au mâncare, nu, au 0000, că am fost văzut aici jos puțină mâncare și am zis, opa, poate ni le-a lăsat cu puțină mâncare. El de-a făcut harta, da? M-am păcălit, asta e doar vizuală, gen nu e mâncare. Așa că, ok, e bine până aici, nu ne putem plânge, avem buncărul, bă, baza, v-am spus, e mare, avem și garaje, avem câteva chestii interesante, deci merge. Dar eu aș modifica-o, i-aș face câteva modificări frumoase aici la bază, de aici probabil încărcăm și laptele, i-aș scoate asta de vaci, garajul ăsta mare de aici l-aș scoate și aș pune altele mai mici. Plus că mai avem și astea două remorci aici. Frumoasă baza, dar i-aș face câteva modificări. Câteva modificări i-aș aduce. Bun, hai să nu mai stăm atât în bază și să fugim repede. Să ne mai uităm să mai vedem ce mai avem pe hartă. Aici avem unde ducem piatra. Hai să-i dăm o vizitare rapidă și aici să vedem, poate vedem ceva nou interesant. Nu, e mașina de piatră. Avem un garajel aici frumos. Avem câteva containere. Îmi place că a pus lumini pe la toate punctele de vânzare. Astea seara se aprind, funcționează foarte ca lumea, o să aveți și lumină dacă te joci și seara. Și o grămadă de chestii din astea de la Motorex, de la sponsor. Foarte, foarte frumos. Bun, simplu, mare, frumos. Scurt și la obiect. Bun, aici avem fabrica de lână. După aici avem BGA-ul. Ok, avem și BGA. Sunt foarte puține persoane care mai pun BGA-ul pe hartă, sincer, pentru că nu prea se joacă nimeni cu el. Sincer să fiu, nu știu dacă m-am jucat vreodată la BGA în FS22, pentru că nu prea mai văd rostul, nu știu, nu prea, plus că e foarte scump și nu-ți aduce cine știe ce beneficii. Ok, deci e BGA-ul din joc, foarte mare, aici dita mai fabrica, cu parcare, cu mașini, cu foarte bine lucrat și foarte mult de muncă aici. Plus cred că munca asta e o irosire de timp cu BGA-ul, pentru că aici putea să facă altceva care ar fi fost nou sau mai interesant. Dar fiecare pune pe harta lui absolut ce vrea. Dar îmi place. Zonă mare, exact ca la carte. Acum eu o să sar puțin prin toate, că nu vreau să mă lărgesc foarte tare și să vedem mai toate chestiile. Aici am fost, aici avem orașul, aici avem fabrica de pâine, benzinăria, aici probabil avem un punct ceva de vânzare nou. Nu vreau să le etichetez, vreau să vin aici. Ok. Ok, gen e un punct de vânzare aici. Probabil vindem fructe, legume și alte drăcii, dacă nu mă înșel eu. Ia să venim aici frumos la produse. Da, uite aici vindem toate nebuniile astea. Și plus de alta, cred că aici vindem și tomate. Da, exact. Aici vindem produsele prefabricate sau scoase din solarele noastre. Practic, E ok, sper că mă aud bine, că n-am dat microfonul lângă mine, acum sper că nu m-am auzit cu eco, acum am uitat în webcam și am văzut că n-am microfonul lângă gură, sper că m-am auzit bine și nu m-am auzit nasol tot clipul. Aici frumos, magazinul bineînțeles, uitați cât de frumos e făcută și parcarea, plină cu mașini, exact ca la Lidl, tată, exact ca la Lidl, ai venit aici în parcare la Lidl, frumos, bam, plin de mașini, frumos în spate acolo, încărcare și descărcare. Eu aș fi făcut aici o chestie interesantă, să ai o intrare și o ieșire și prin spate. Să nu te oblige cumva să vei printre mașini pe acolo. Ar fi fost frumos o ieșire și aici în spate. Și probabil o are. Și sunt eu prost și vorbesc aiurea. Da, o are, bravo. O are, superbă treaba asta. Ca să nu te oblige gen să vii neapărat prin parcare la mașini, să vii ca la un supermarket prin spate în punctul de descărcare. Foarte frumos, bine gândită, mi-a plăcut. Am fost pe aceeași undă cu creatorul, cu ăla de a făcut-o. Aici frumos. Oh, ok, astea sunt de la pancardele de la DLC-uri. Ok, hai să mai fugim încă într-o zonă. Vreau să fug la benzinărie și ce avem? Ah,
aici în parcare, acolo la magazin, am văzut un încărcător din ăla electric pentru utilajele electrice, dacă vreți să le încărcați sau vă jucați cu utilaje electrice. Bun, aici avem benzinăria. Arată genial benzinăria. Super mare, super frumoasă. Mașini pe aici parcate pe dreapta, mașinile vecinilor puse aici în parcare frumos. Și în parcare aici la benzinărie, 42 acolo, frumos, Matheus. Genial. Fără niciun comentariu, fără niciun cuvânt, îmi place harta la... Îmi place harta la nebunie. Îmi place, îmi place, îmi place, chiar o să mă joc pe ea pentru că se merită, sincer. Probabil mai sunt multe de explorat, multe chestii noi, multe zone noi, dar nu vreau să mă... Nu vreau să mă lungesc foarte tare cu clipul. O să vă las și un linculeț la hartă în descriere să o descărcați și voi. O găsiți și pe ModHub, bineînțeles, în joc, sau poate mulți dintre voi deja o aveți descărcată când o să vedeți clipulețul ăsta. Cam așa arată minimap-ul, vi-l mai arăt încă o dată. Nu prea cred că n-are cum să-ți placă o hartă care arată în felul ăsta. Așa că o să mă vedeți jucându-mă pe harta asta, o să mă joc, o să fac niște live-uri pe ea și o să ne jucăm pe live, pentru că am chef să fac niște... Am chiar să fac niște agricultură și să vizitez zonele astea de forestry pe aici, copaci și toate astea, mai ales și pe aici că avem o grămadă de copaci. Cred că o să-mi placă, o să fie o hartă pe gustul meu. Așa că nu vreau să mă lungesc mai mult. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un subscribe, vă aștept și pe Discord. Eu am fost Visogame și până data viitoare, v-am salutat. Pa, 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 pa.